Sunt tineri, talentați și vor să-și trăiască visul în pași de dans. Vorbim despre membrii trupei Revolution din Constanța. Au câștigat pentru a patra oară la rând un concurs de dans care le permite să participe la competiția All Stars din Statele Unite. Însă prețul biletelor de avion pentru Los Angeles le-a tăiat aripile. Riscă să-și piardă locul în întrecerea care le-ar putea schimba destinul. Faceți cunoștință cu trupa Revolution din Constanța, un grup de tineri frumoși pentru care dansul e un stil de viață. Sunt în topuri la competițiile internaționale și visează să ajungă în Statele Unite ale Americii, unde s-au calificat în finalele a două concursuri prestigioase. World of Dance se ține în Los Angeles de pe 28-29 iulie și Hip Hop International de pe 4 august până pe 11 august și sunt la 400 de kilometri distanță. Singura problemă este că statul român nu le finanțează participarea la concurs. Deși au talent și un potențial uriaș de a câștiga trofee internaționale, trebuie să strângă singur 22.000 de euro pentru a intra în competițiile din America. Până atunci se antrenează zi de zi. Acestor tineri plini de speranță, muzica le deschide orizontul, iar dansul îi unește și îi face încrezători în propriile forțe. Această pasiune a creat și o frumoasă poveste de prietenie între Andreea și Iuliana. Suntem la aceeași școală, în aceeași bancă, suntem la aceeași trupă de dans și visul nostru este să ajungem în America. Suntem la aceeași școală, în aceeași bancă, suntem la aceeași trupă de dans și visul nostru este să ajungem în America. Armand, un puș de 14 ani, își canalizează toată energia pe repetițiile din sală. Pregătește pentru marea competiție scheme complexe de dans. La chestiile mai dinamice la început și mai grele și la sfârșit îmi întind mușchii ca să mă facă cum spune. Raluca, în schimb, speră ca marile finale din Statele Unite să fie o rampă de lansare. Își dorește să danseze în videoclipuri pentru artiști celebri. Artistul meu preferat este Drake și mi-ar plăcea foarte mult să dansez pentru el într-un videoclip, ori eu, ori cu trupa. Cine dorește să-i sponsorizeze pe acești tineri ambițioși în competițiile de peste hotare, poate dona în contul trupei afișat pe ecran.